Furau bani, aur și pietre scumpe în Italia și Germania și își deschideau afaceri în Moldova. Cel puțin 17 moldoveni sunt suspectați de furturi în proporții deosebit de mari din casele bogătașilor din țările Uniunii Europene. Activitatea grupului a fost monitorizată de către procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și ofițerii de investigații încă din 2016. Forțele de ordine au stabilit că suspecții furau bani, metale și pietre prețioase, obiecte de anticariat din locuințele de lux. Majoritatea furturilor erau comise pe timp de noapte. Totodată, suspecții furau și autoturisme sau chiar atacau oamenii în stradă. Toate bunurile furate erau aduse prin contrabandă în Republica Moldova, iar apoi vândute. Banii obținuți, suspecții i-ar fi investit în imobile, automobile de lux, dar și în unele afaceri legate de prestarea serviciilor în țara noastră. Chiar și la furat, aceștia mergeau cu autoturismele de lux în valoare de sute de mii de euro. Pentru a reține pe suspecți, procurorii din Republica Moldova au luat legătura cu autoritățile din Hamburg, Germania, care începând cu 2017 investigau peste 22 de furturi din casele de lux comise de gruparea din Republica Moldova. Suspecții ar fi reușit să fure bunuri de peste 20 de milioane de euro. Membrii grupului criminal cunoșteau foarte bine modalitatea de instalare a sistemelor de alarme, poziționarea acestor sisteme, poziționarea senzorilor și cunoșteau modalitatea de a le ocoli. Respectiv, au găsit punctul vulnerabil la acoperișurile acestor case, prin care pătrundeau în domicilii, sustrăgeau sume enorme de bani și obiecte de preț, după care se retrăgeau de la fața locului. Prin urmare, procurorii PC Cox împreună cu ofițerii de investigații au efectuat pe 5 decembrie 18 percheziții la domiciliile suspecților, de unde au fost ridicate lucruri prețioase în valoare de peste 6 milioane de lei. În cadrul percheziților date, au fost stabilit și implicate o parte bună a obiectelor de lux care nu au putut fi realizate pe teritoriul Republicii Moldova. În mijlocit, obiectul preț, mă refer la bijuterii, pietre scumpe, precum și arme, respectiv stabilit în cadrul percheziților, unei din care nu au acte de proveniență. În urma perchezițiilor au fost reținute două persoane, iar alte 15 au fost anunțate în căutare pe Interpol. Cei doi suspecți reținuți au vârste de 34 și respectiv 37 de ani. Procurorii PC Cox urmează să vină cu un demers pentru a-i plasa în arest preventiv. Autoritățile din Republica Moldova vor continua colaborarea cu cei din Germania pentru a-i reține pe toți membrii grupării.